Mă numesc Andrei, am 13 ani și urăsc să merg la școală. Până în clasa a 7-a veneam întotdeauna cu bucurie la lecții. Aveam mereu note bune și aprecierea profesorilor. Apoi, totul a început să se schimbe. Băi, tocilarule! Un coleg m-a numit tocilarul clasei. Toți au râs. Eu am tăcut. Apoi mi-a scris cuvinte murdare în agenda. Glumele lor au început să mă doară. Într-o zi mi-au aruncat căciula din mână în mână. În alte zi m-au îmbrâncit sub scările din coridor. În asemenea situații mă simt de parcă aș fi înghețat. Nu știu ce să spun sau cum să reacționez ca să mă apăr. Nu mai reușesc să mă concentrez la teme. Îmi e rușine să răspund în fața clasei. Și am note tot mai slabe. Îmi doresc să devin invizibil, să nu mai exist pentru ei, ca să mă lase în pace. Istoria pe care v-am prezentat-o astăzi împreună cu colegii de clasă este un caz de bullying și ar trebui să ne dea de gândit tuturor. Elevi, profesori sau părinți, să ne întrebăm dacă nu cumva cineva din clasa noastră, mediul nostru, nu trece prin așa ceva și să-i oferim sprijin. Dacă aș vedea că acest lucru se întâmplă unui coleg de-al meu, i-aș lua apărarea. Eu aș anunța profesorii sau părinții, fiindcă ei sunt în stare să rezolve astfel de probleme. Eu n-aș râde la glumele făcute pe seama unui coleg, pentru că dacă noi martorii nu am reacționat, bullying-ul s-ar termina. Stop!